Deci ce s-a întâmplat după aia? Un timp, deci el ne-a urmărit la, deci s-a aliat deja facultate de matematică, unde am arătat că erau profesori criminali, spioni turci, ruși, antinaționali, bețivani și curvari, cu care se înțelegea foarte bine pe la băutii. A încercat să facă o diversiune și mama avea cancer cu major, cu prezentări date false, cu acest medic psihiatru, Kelemen, cu militari declasați de acolo, de la unitatea militară, deci 01184 din Bacău, școala de ofițer desființată mai târziu, am arătat cu comandantul unității, Aurel Potogea, cu vicecomandantul, deci cu apreutese și cu acel locotenent major botezat Silviu. Bineînțeles, au urmat și acolo anchete, totul ducea spre facultatea de matematică, spre el, deci personaj corupt declasat. Eu am plecat de acolo, de la unitatea militară, dezgustat, bineînțeles, grad aveam, așa într-o amicare de familie, am un grad chiar fără să fac armata aia, am asta desfințat armata. Ce s-a văzut după lovitura de stat, perorau că sunt anticomuniști, populația îi scuipa în față, deci el aici a dat condamnări la moarte la grupul ăla de revoluționari, îi scuipa în față mereu, țipau acum că sunt anticomuniști, mereu, deci a fost un personaj complet negativ, bețivan, extorcator de fonduri, deci peste 1 milion de dolari, săvârșitor, de fapte reprobabile și spion, și spion. Trebuie văzut încă o dată cum a murit, dacă nu l-au ucis aceste agenturi străini pentru care lucra, deci ruso-turcii și de la alte puteri, să spunem, coloniale. Deci un om profund, profund negativ, la fel este toată familia, am atat de scandalacii, spioni, bețivani și curvari și deci făcători de sabotaje industriale, aici, acolo, a sabotat rețele electriciași din 1975 cu aducere de securiști asasini, cu formare de unități din astea supercomuniste, cum îi spunea el, că e un supercomunist, alții sunt comuniști de frică, de spaimă, el e un supercomunist, un megacomunist, era deci un criminal ordinar degenerat.